De obicei, cu ocazia acestei zile festive, frumoase, vă invităm la Clubul Pensionarilor, un club la care vin pensionari, care vin oameni care vor să-și petreacă timpul liber mai frumos și un loc în care aș vrea să fac o paranteză, nu acesta e scopul cuvântului meu, dar nu își fac loc în niciun caz opinii politice sau idei de altă natură. Nu funcționează aici alte asociații care să strângă cotizații, care să aibă activitate suprapusă peste Clubul Pensionarilor. Aici este doar Clubul Pensionarilor. Dumneavoastră puteți veni aici gratuit, puteți utiliza mobilierul, televizorul, ziarele, le puteți citi și cărțile pe care ni le-a pus la dispoziție CRO-ul Pensionarilor și le mulțumim cu această ocazie pentru acest efort. Și restul activităților pe care orice asociație le are, și este foarte bine că există astfel de asociații de pensionari, trebuie să se desfășoare în afara grupului pensionar. De altfel, noi vom elibera și niște legitimații pentru pensionari, care se eliberează gratuit de către primărie, legitimații cu care se va uita la acest grup al pensionarilor. În acest mod, nici nu vor mai intra aici altfel de oameni care poate au alte preocupări decât să-și petreacă într-un mod plăcut timpul liber. Acestea fiind spuse, trec la ordinea de zi, pe ghilimele. Ordinea de zi este, de fapt, sărbătoarea Zilei Femei. Este o zi frumoasă. Este o zi în care noi, bărbații, încercăm să vă aducem omagiu, să vă aducem aprecierile noastre pentru toată activitatea dumneavoastră, pentru tot ce ați făcut și faceți pentru noi, pentru că dumneavoastră sunteți începutul și sfârșitul nostru. Și vă apreciem dumneavoastră, în mod special, când veni la Clubul Pensionarilor, faceți parte din generația de aur care a ridicat câmpina, care s-a ocupat de tot acest municipiu care este foarte frumos, care este foarte apreciat și de către câmpineni și de către cei care vin din afară. Vă dorim sincer sănătate și nu uitați că această cifră de 8 a fost oficială dată în 1975 printr-o rezoluție ONU. Și ca să întoarcem cifra 8 devine un semn matematic. Pentru noi rămâneți nu infinite, ci veșnice în mintea și în sufletul nostru. Această invitație ne-a mai rememorat amintirile de la jumătatea secolului 20 și studiile de ce curat pe dumneavoastră. În anii aceia, când lumea s-a schimbat total, era perioada Marelui Război, adică 1940. Urmată apoi de schimbarea de regim politic. Totuși, în Câmpina supraviețuia lumea bună de pe vremuri. Ne amintesc că în orașul nostru era un obicei bine stabilit, toată lumea din oraș seara se plimba pe centru, pe corso, cum se spune, toți se salutau, doamne cu soții, tineri liceeni, tineri adolescenți, această plimbare era ca printr-un salon. La fiecare pas întâlneai o cunoștință. Tinerii cu un pic de snobism foloseau o rută mai scurtă. Plimbarea dura de la intersecția cu bulevardul până pe unde sunt telefoanele acum. Dacă mergeai mai jos, tinerii exclamau, nu trecem mai departe că intrăm în porunc. Se refereau că acolo era bariera orașului cu multe terenuri virale. În lumea asta bună se evidențiau doctori foarte cunoscuți, chirurgi celebri, doctorul Dumitriu, care a fost și directorul spitalului, cumnatul lui doctorul Răduță, care a avut 45.000 de operații, toate succese, doctorul Tuțica, alt doctor eminent, doctorul Țolescu, era mult. Fiecare medic avea o soție întâlnirii deosebită. Mai erau și foarte mulți arhitecți. Finteșteanu, fratele actorului, semănau, parcă erau gemeni.
Popiștean, Grigoropol, între care și Thomas Socolescu, cel care a făcut calde în Ploiești, avea o soră căsătorită în Câmpina și pentru ea a făcut casa frumoasă de pe strada Mărășești, aceea care are o arcadă de lemn la intrare, imediat când intri în partea a doua străzii Mărășești, vezi o vilă foarte frumoasă a familiei Carafino. Ei, lumea asta bună mai ieșea în evidență și prin alte evenimente. Se pare că Valea asta Pragului era foarte fertilă pentru frumusețea femeilor. De la Câmpina la Breaza și chiar mai sus, în fiecare localitate găseai femei deosebit de frumoase.